Hai să mergem la doamna psiholog, să vedem ce avem astăzi la programarea noastră de început de săptămână. Sărumânarea, Luca! Sărumâna! Sărumâna! Bună ziua! Ești în bucătărie, Luca? Nu sunt, așa pare? Da. Sunt în living. Iartă-mă, am crezut că ești undeva, nu, n-am văzut foarte bine. Nu ne e foame. Dar și... cred că ne e foame, asta vreau nu să, ne e foame. Să spunem. Înseamnă ceva? Tocmai nu știu, ce a trecut Paștele. Voiam să vă întreb cum v-au trecut sărbătorile, dar acum când spuneți că vă e foame, încep să mă întreb dacă ați mâncat zilele astea. Nu, nu, ceva. Am fost la cură. Nu, dar exact așa a fost. Nu acum plantă, mai încolo. Ne-am pune masă, scoală masă, pune masă, spală masă, așează masă, pune masă. Cam da. Așa a fost. Nu? Da, ca de fiecare altă sărbătoare, de fapt. Exact. Raluca Anton, psihologul nostru la fiecare început de săptămână. Ce facem ca să mai rămânem normal la cap, că ușor, ușor, cred că scăpăm de sub control cât mai mulți? Și asta ți-o spun și din mesajele pe care le văd pe Facebook la diferite postări și prin mesajele care vin pe WhatsApp. Oamenii sunt din ce în ce mai exasperați de statul ăsta în casă, mai ales că în alte țări se observă cum ușor, ușor se relaxează lucrurile. Copiii au voie să meargă în parcuri, cel puțin asta se întâmplă în Polonia. În Austria, la fel, sunt măsuri mai ușoare. Ce zici tu? În Germania se anunță începerea școlilor. Păi cred că și nouă ni s-au anunțat toate aceste lucruri, însă până atunci mai avem încă vreo 3 săptămâni. Deci lucrurile nu arată chiar atât de rău, dacă stăm să ne gândim la faptul că deja de o lună și ceva facem, stăm în casă, însă într-adevăr răbdarea noastră scade și îmi dau seama de asta și când vorbesc cu clienții mei și cu prietenii mei și eu simt asta cumva că nu mai avem răbdare și cu certitudine felul în care s-a schimbat viața pentru noi ne-a dus să simțim toate lucrurile astea. Cred că în această perioadă riscăm de fapt să facem cele mai mari greșeli. Atunci când nu mai avem răbdare și atunci când simțim că limitele ne sunt întinse la maxim, sunt și momentele în care începem să ne gândim că poate doar puțin aș putea să ies, poate doar puțin aș putea să merg să mă întâlnesc cu niște prieteni. De altă parte, nu cred că este momentul potrivit să întindem limitele sistemului medical, pentru că nu știu dacă putem să ne comparăm cu alte. Deci tu spui să ne gândim că și noi o să ajungem într-o situație în care o să vedem luminița de la capătul tunelului, dar peste 3 săptămâni. Dar cum ai zis-o, tu parcă a sunat mai bine. Păi și noi, uite, ne relaxăm, dar mai sunt 3 săptămâni. Păi nu, noi vedem luminița, doar că mai este încă puțin până ajungem acolo. Cred că e ritmul prin care fiecare stat a trecut și mi se pare că măsurile care sunt luate sunt luate pentru a ne proteja pe fiecare dintre noi și cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în această perioadă este să avem grijă să le respectăm, pentru că categoric vom începe iarăși școala și serviciul exact așa cum îl știam și înainte sau aproape la fel cum îl știam. Care crezi înainte? Că sunt cele mai mari probleme pe care le au oamenii în această perioadă? Eu cred că și un lucru pe care l-am observat frecvent este că această toleranță scăzută la frustrare, că nu mai am răbdare, acest nu mai am răbdare, începe, dacă la început s-a manifestat poate prin anxietate și poate apoi printr-un soi de tristețe, am așa o senzație că se manifestă mai degrabă într-o zonă a furiei în perioada asta și cred că multe persoane încep să simtă furie și frustrare tot mai intens, lucru care poate să afecteze pe de altă parte relațiile cu oamenii apropiați nouă, cu părinții noștri, cu partenerii noștri de viață, cu copiii noștri. Deci mi se pare că așa dacă să ne uităm la parcursul emoțiilor noastre, cred că ne îndreptăm în zona asta a furiei. Și de cele mai păi și ce facem? Cum scăpăm de furia asta? Eu cred că în situația asta de fiecare dată trebuie să ne uităm în primul rând ce știu eu despre mine atunci când simt furie, ce comportamente am, pentru că alea sunt cele mai periculoase de fapt. Ceea ce eu fac să mă liniștesc atunci când simt furie este... nu știu, ridic tonul, îmi vine să plec din casă pentru a putea să mă liniștesc. Problema este că toate aceste lucruri pe care poate înainte le făceam și ne ajutau să ne liniștim, nu le mai putem face în această perioadă. Adică nu pot să stau mai mult la serviciu, astfel încât să-mi liniștesc frustrările pe care le am. Nu pot să merg să alerg liber, exact cum o făceam înainte, sau nu pot să ies din casă și să dau 2 ture în jurul blocului. Și atunci, în astfel de momente, cred că e important să ne găsim colțul nostru în casă, în care pot să mă retrag și să am acest comportament de a spune
Nu mai am răbdare, îmi este foarte adică greu. Adică stai să înțelegem așa, te duci în fața șifonierului și începi să urli la șifonierul ăla. Zici, bă, tu înțelegi că nu mai am răbdare? Este și asta o variantă. Nu? E o variantă și asta, este nu? Este și asta o variantă, da, da. Și cred că cel mai important este să învățăm să ne recunoaștem emoțiile astea negative un pic mai repede. Adică să-mi dau seama că deja sunt pe panta asta descendentă. Adică deja simt emoțiile astea intense din punct de vedere negativ și alea pozitive îmi scad ca intensitate și eu cu cât reușesc să le prind mai repede și să găsesc un comportament care să mă ajute, cum este faptul că mă retrag, cum este faptul că, nu știu, poate dorm, poate că fac un duș, poate orice mă ajută să fac în casă, cu atât reușesc să rămân sănătos emoțional, cât mai avem. Întotdeauna este vorba cât aia. Cât mai avem sau cât mai rezistăm? Să nu fie... Eu sper să rezistăm atâta cât mai avem. Da. Până la, să nu ne necăm la mal, știi? Uite, este o vorbă. Vrem să-ți arătăm un desen și apoi spunem ce e cu el. Dacă îl vezi, uite, vrem să vedem dacă îl vezi. Stai o secundă. Nu poți să-l vezi, nu? Nu. A, nu am pornit televizorul ca să nu... Am înțeles. Păcat. Stai că vrem să-ți trimitem pe WhatsApp două desene. Și apoi îi spunem ce e cu ele și vrem să ne spui ce semnifică aceste desene făcute de un om talentat, a spune eu. Băi, plantă, stai un pic, nu vreau să... vrem deci să vedem... trebuie să intru acum pe WhatsApp, da? Numai o secundă, imediat. O să primești desenele și vrem să vedem ce înseamnă din punctul tău de vedere. Sunt niște desene de la telespectatori și vrem să vedem care e sensul pe care îl dai tu. Imediat le primești. Asta nu mai am vrut. Păi dăm încoace plantă, stai un pic, că, deci cream că le trimitem. Stai o secundă, că ajung la mine. Da. Stai o secundă, că acum trebuie să salvez eu numărul. Stai. Stai un pic. Raluca. Raluca, stai o secundă. Bun. Îți trimit eu acum pe WhatsApp, da? Bine. Și asta înseamnă că trebuie să ies, da? Și să mă uit la imagini. Nu, trebuie să rămâi cu noi. Asta e primul desen. A apărut pe WhatsApp? Ți-a apărut? Da, uite, stai că acum îl deschid. Ok. Și am trimis și pe al doilea. Și le arăt și telespectatorilor, pentru că tu le vedeai. Deci luăm primul desen. Așa, ok. Așa. Și tu-l vezi așa, de asta te uiți așa. Da, arăt dubios în timp ce fac chestia asta, așa-i? Nu. Vreau să te întreb ce crezi tu despre acest desen. Eu cred că absolut orice ne ajută în perioada asta să ne exprimăm, numai o secundă că acum intru din nou pe... Ok. Cred că în toată perioada asta tot ce ne ajută să ne exprimăm emoțiile poate să fie funcțional. Păi acum, da, dar din desenul ăsta ce vezi? Un om sănătos la cap, nesănătos, un om optimist. Poți să-mi dai mai multe detalii despre acest om? Păi n-am ce detalii. Asta e un desen pe care l-am primit și vreau să-mi spui... Ce părere ai tu despre ce e aici desenat, despre starea lui, despre ce spune acest desen? Din punctul meu de vedere, cu certitudine, acolo există un soi de tristețe și un soi de nu mai am răbdare și un soi de nu mai pot, așa că s-ar putea să fie cumva din categoria discuției noastre de mai devreme. N-aș îndrăzni neapărat să interpretez mai mult decât atât desenul. Dar e fain desenul? Eu văd și mult talent acolo. E o mașină, o casă, un soare, un hashtag, totul va fi bine, niște pomi. Totul va fi bine. Și o masă în curte, ceva acolo, cred. Este cineva la grătar? Eu, să știi că dacă eu intru din nou să mă uit la acel desen, s-ar putea să stau iarăși cu capul într-o parte. Vrei să fac asta? Da. Da? Ok. Bun, deci asta e desenul. Tu zici că e nerăbdător să fie bine. Să fie... Stai, Cătălin, că este foarte complicată această treabă cu tehnologie. Ok, deci totul va fi... Și ăla e un grătar acolo. Un grătar sau o piscină, nici nu mi-am dat seama ce a trimis telespectatorul.
Și aici în față ce este? Că eu aia nu înțeleg, aia e o mașină? Da, acest talent, da. Ok, este un om care probabil că speră. Hai să ne dăm un pic la al doilea desen, ce zici? Nu, dar ăsta, primul de ce bine? Stai o secundă. Primul este un desen care probabil descrie ultimele zile, cum și-a petrecut omul ultimele zile, ce zici, oare asta să fie? A stat la grătare toată ziua? Nu știu, habar n-am, dar nu înțeleg dacă cu omul ăsta... Cu dor de ducă, dar așa, pare destul, știi cumva, halucinant, parcă e, știi, într-o altă... Și ăsta e al doilea desen, dar stai un pic să îl vezi pe tot așa. Da, îl văd pe tot. Artificii acolo pe stânga. Așa, al doilea ce spune? Uite, un fel de lac, umbrele, șezlong. Oh, cred că visează tare mult la mare și la vacanță această persoană. Și tu spune-mi dacă e sănătos la cap sau nu cel care a făcut desenul. Depinde de vârstă. Oare ce vârstă are? Peste 40 de ani. Oh! Ce să zicem, Planta? Tu ce părere ai despre asta? Nu știu, eu cred că desenul a fost făcut de un om care chiar se ceartă cu șifonierul. Furios, așa, e frustrat, da. chiar nu se poate, deci se ceartă cu șifonierul. Mie mi se pare că e foarte talentat. Și uite, pe lângă talentul, Pe bune, da. Acum talent la desen. Raluca... Da, imaginează-ți, Cătălin, câtă emoție exprimă desenele astea, câtă speranță, câtă dorință de a fi bine și câtă răbdare își dorește să mai aibă această persoană pentru încă 3-4 săptămâni cât mai trebuie să stea în casă. Mi se pare că la psiholog orice problemă ai, te duce unde vrea el, știi? Adică în fiecare desen, câtă speranță, cât te optimizi, câtă fericire, știi? Dar în același timp putea să zică și invers, dar cum o spune e foarte bine. Raluca, îți mulțumesc mult, telespectatorul te pupă. Și eu. Mua. V-am pupat și eu. Și vreau să te întreb ceva, acolo în spate e mama ta în poză. E bunica mea în spate. Și e mama mamei. Și acolo cu e tot bunicii tăi la căsătorie? Nu, sunt eu cu soțul meu. Hai să văd și o poză aia, te rog. O, Doamne. Hai, te rog, când erai mireasă. Asta e, mă, când intri în casele oamenilor. Dar să știi că nu e de când eram mireasă, e din luna de miere, oare se vede? Da, trebuie să mai apleci puțin, apleacă puțin tablou în față ca să nu lucească, așa. Așa. Oh my God. E din luna de miere, eram într-o croazieră. Dar te-ai măritat la cât? La 14 ani acolo, așa arăți. Adică foarte, 28, foarte tânăr, foarte copil arăți în poză. Și tu și soțul. La 28. 28. Perfect. Raluca, ne bucurăm că te-am cunoscut și ca psiholog că ne-ai lăsat să, cum să zic, să ne uităm și la pozele tale, că ai văzut și pozele astea făcute de un telespectator mega talentat. Bravo, bravo, mă țin tot așa. Și iartă-mă, vorbesc cu el, cu telespectator. Și te mai așteptăm în vizită la noi și ce înseamnă dacă ai o bufniță pe tricou, zi-mi repede. Vreau să arăt cât sunt de deșteaptă. Am înțeles. Deci nu trebuie, nu doar prin ce spun, trebuie să și arăști că bufnițele sunt foarte inteligente. Da. Și își învârt capul la 300, nu cât, 60 de grade. Să vadă absolut orice și să înțeleagă absolut orice. Perfect! Psihologul nostru care vede și înțelege absolut orice, Raluca Anton, mulțumim mult de tot! Aflați mai multe despre activitatea Raluca și a colegilor pe pagina de psihologie.ro.